Bună ziua, dragilor, și bun găsit la întâlnirea cu Prof Online. Suntem, iată, la stupină, este ora, cât este, două aproape. Mai avem un pic de lucru și trebuie să fugim la celălalt punct de lucru, la sala cu copiii care așteaptă să începă școala, să le fac lecții de matematică. Cei care aveți copii, nepoți, deci pe Prof Online, Prof Online TV, de la ora 5:30 începem lecție cu clasa a 5-a, apoi, nu, a 4-a, apoi de la 7 cu clasa a 7-a până la 8:30 și pe urmă de la 8:30 la 11 la 10 cu clasa a 11-a. Probabil că o să mai văd în continuare și celelalte clase. În mintea mea înseamnă să pot acoperi toate clasele, să văd cum. Deocamdată ai treabă foarte multă la stupină, așa că vreau să vă, pe scurt, repede, să vă prezint un lucru. Aici avem 3 în 1, cum bine vă dați seama. Am organizat pe astea două, nu mi-a venit în minte să scot camera, că am făcut sărmâne zile trecute cu Cornel, dar fiindcă e un lucru pe care vreau să-l scot în evidență și să-l vedeți și voi, anume, trebuie neapărat ramele să fie, din ce avem în cuib, cele mai închise la culoare, da? Pentru că aici am avut o, deci o ramă dintre toate cea mai închisă, da, deci aici mai sunt câteva celule de ieșit, de ecluzionat pe aici, undeva, în sfârșit. Și rama era orientată așa, era spre soare, spre parte, spre urdiniștea. Acum, dragilor, voi întoarce rama, da, o întorc invers, încât cu partea mai goală, unde a fost puiet, atenție, unde a fost puiet, s-o duc spre spate. Da, aici am celule de un ecluzionat, de spațiu gol și încântat sunt cam așa o chestie, doar o singură treabă am aici, că nu-i prea închisă la culoare rama asta, adică e ramă de anul ăsta, au ieșit vreo două generații de albine, nu-i grozavă. Dintre toate, una a fost mai închisă la culoare, asta de aici, dragilor. Deci asta a fost care am pus-o deja în margine și că așa lucru vreau să-l vi prezint pe toate celelalte. Iată, și asta este una din rame, mai deschisă la culoare. Da? Deci nu e minunată, dar asta e. Să văd ce pot să fac, poate găsesc o altă ramă și o pun. La fel și cealaltă, asta original de slipit-o. Iată și aici. Și mi-a spus, dar cum să fac, domnul profesor, dacă eu m-am mulțit și am, mai toate ramele sunt noi, cum să fac? Nu e o problemă. Dacă n-ai măcar ieșit o generație, două de albină, e o problemă să o păstrezi, să faci cuibul, să obligi de mat ca să stea acolo. E, dintre cele 4-5 rame, și asta este o ramă tot de aici, pe care am dat-o deoparte, da? Acolo mai avem încă puiet, una a fost mai închisă la culoare. Asta de aici, dragilor. Și a fost cineva de la marginea a treia ramă. Ei bine, acolo s-a dus matca. Deci acolo s-a dus. Iată să vă arăt. Sper să mă descurc singur așa, să nu fac o poznă, să scap rama. Deci, asta este încă o dovadă a faptului că preferă rama închisă la culoare. Da, uitați-o. Uitați, asta este rama. Și acum am pus-o lângă diafragmă. Păi unde să o pun în altă parte? Că aici îți va face cuibul, da? Pe rama asta. Dacă o lăsam mai încolo, când se grămădea matca, se localizează pe ea și aici va dori să fie... Iar eu vreau să fie două, din două bucăți, nu? Două semisfere. Ia să vedem dacă pe undeva pe partea asta altă. Să vă arăt, ca să vedeți că așa este, nu vă mint. Unde să o văd eu, dacă o văd, să vă arăt și la cameră.
Poate voi ați văzut-o deja. Bine, am văzut-o. Ia uitați-o. Fugi. Hai să punem și noi la locul ei. Da, v-am zis, pe rama asta m-a închis la culoare. Aici a spus, băi, fetelor, aici trebuie să-l facem cuibul. Și el a fost de acord, a zis, și în rest unde stăm noi? E, treaba voastră, nu ne interesează. Eu pe rama asta mă duc. Așa că ea o fi decis, sau familia o decis, habar n-avem ce și cum. Important este că rama cea mai închisă la culoare, cu spațiu în partea asta din spate spre grilă, am pus-o prima, da? Acum, caut să pun o următoare ramă, sigur care să aibă spațiu liber să intre albina, în partea de jos. Asta ar avea spațiu, dar e alb. Între asta și cea de jos, haideți să ne uităm la amândouă, să vedem pe care o să o hotărâm să o punem. Da, deci aici mai avem și ceva puiet. Totul numai, că asta e parcă mai frumoasă, mai uniform crescut, rama mai de calitate. Așa că am să o pun pe asta. A doua, da? A treia pe cealaltă. Deci, a doua rama asta. Nu greșim. A treia rama cealaltă este deja întoarsă cu spațiu spre grilă, spațiu gol, da? Tot au propolizat, încă e foarte greu de lucrat. Mai ales când se mai răcește, ăsta e ca beton. Așa, deci le-am pus pe astea două. A treia, să văd asta dacă e întoarsă, a patra. Dacă este întoarsă, cu spațiu gol spre grilă. Da, este întoarsă. Deci le-am întors pe asta. Și în sfârșit, a cincea ramă. O să vedem cum e așa. Asta. Are mai mult spațiu asta. Atunci am să dau pe asta. A patra. Celălalt o las a cincea. E mai albă. Aici nu are și nimic. O las așa. Cu fața unde m-a ieșit albina. Și cu asta am încheiat. Acum, vedeți, am organizat aici cum trebuie. Vin și cu diafragma de polistiren. Așa. Și cu ocazia asta ați văzut încă o dată din ce am avut aici. Sigur că m-am și rame la mașinuță, nu? Mașina este aici lângă mine. Vă spuneam și altă dată, fără mașină aici, unde am ramele pregătite pentru a interveni acolo unde n-am cum să organizez cuibul, da? Deci sunt date la centrifugă, v-am mai arătat și altă dată, pregătite exact. Încât în partea de jos avem spațiu liber. Asta a fost o ramă mai albă, dar avem și rame bune, da? Uitați așa. Deci rame în care s-a ieșit, ai coronița frumoasă. Așa. Și pe partea pe alta. Așteaptă, nu, să fie folosite când întâlnim o situație grea. Am avut
situații în care nu aveam ce face. Dacă n-aș avea rame pregătite, nu puteam să... Cum să lași așa o chestie urâtă când îi blocați de sus până jos? Haideți să vedeți rame pe care le-am scos deoparte. Da. Pe dragilor, iată ramă. Cum să o lași pe asta? Deci cum să o lași și se întâmplă? Zoom-ul mare oare? Ia să vedem. Aha. Deci cum să lași o astfel de ramă pusă în cuib? Ei, greșit și grav. Da? Iată rame pe care le-am scos. O altă ramă. Ia uitați-o și pe asta. Ei, n-ai cum să umbli la timpul ăsta prin stupine, scos rame, faci tot și joci așa, ei, cum să ai dat foc la stupină. Atenție la furtișac. Furtișac este o mare, mare problemă. Însă cu mașina și la locul ăsta ideal cu așa dermătură și așa paragine, aici, na, iată că fac apicultură performantă. Și fac lucrări care, pe care le-aș, cu greu le-aș putea executa dacă aș fi în, într-o altă zonă. N-ai cum să te descurci. Așa că etanșietatea e perfectă, nu? Am încuiat mașina și am încuiat-o, am închis-o, da? Deci nu uitați, chiar cei care nu știți, tastează pe Google Prof Online și obții filme cu lecții de matematică și apicultură. Da? Cu lecții de matematică și apicultură. Deci tastez pe Google. Matematică pe înțelesul tău. Puneți-vă nepoții și, fii să vadă lecții respective, o să fie încântați. Hai că mă opresc, dragilor, că am treabă multă și acum și trebuie să și plec. Am venit târziu și plec mai devreme. Vorba unor colegi de-ai mei. Dumnezeu să-i odihnească, nu mai sunt printre noi. Tocmai trebuia, eu eram profesor de serviciu și trebuia să... Adică stăteam în cancelare, să aveam o pauză în momentul acela. Și s-au apucat de... Era un profesor de istorie și alt profesor de română. Și discutau ei cu catalogul sub braț să iese din cancelare. Și au discutat, și au discutat, și au discutat. Mai erau 10 minute până să se sună ieșire. Adică ora era gata. Și el zice, hai tu să mergi mai repede ca să ieșim mai degrabă. Așa și eu acum. Am venit târziu și trebuie să plec mai degrabă. Și dai seama cât timp stau aici la stupine. Și treaba am cât cuprinde. Vedeți? Și cum știu că voi așteptați foarte mult să vedeți lucrurile acestea de o importanță maximă acum, la momentul acesta de organizare a cuibului, n-am rezistat. Chiar și cu o singură mână, lucrând, am vrut să vă arăt încă o dată ce importanță are să știm să organizăm bine cuibul. Da? Ramele, nu negre, bun, iernez pe la negre, dar când încep să depună puiet, vă dați seama că e o problemă acolo, nu? Celulele mici, albinuții vor fi mici, gândesc de acolo și nu-i bine. Dar să fie maronii, așa, spre închis, da? E foarte, foarte bine. Hai cum mă opresc, dragilor, la revedere, pe curând!